Ministerul Educației a bulversat pe învățători și pe educatoare, anunțând inițial că această vacanță se va da din 27 octombrie până în 5 noiembrie. Deși dascălii apucaseră să-și programeze deja materia, oficialii de la București au modificat ulterior structura anului școlar 2012-2013, amânând cu o săptămână vacanța celor mici. Astfel, ei sunt liberi din această după-amiază și până dimineața zilei de luni 12 noiembrie, când vor reveni în băncile școlilor, ori după caz pe scăunelele de la grădinițe. Următoarea vacanță de care vor beneficia de această dată toți elevii este cea de iarnă, care începe sâmbătă 22 decembrie și se încheie duminică 13 ianuarie. Vacanța de iarnă face și trecerea la semestrul al doilea al acestui an școlar, care începe în 14 ianuarie și se încheie vineri 21 iunie. El va fi întrerupt de o singură vacanță, cea de primăvară, care anul acesta școlar va dura doar o săptămână, mai exact din 6 până în 14 aprilie.